În luna decembrie, la secția de istorie și artă plastică a Muzeului Municipal din Câmpul Lung, este deschisă o expoziție ce are ca obiect documentele școlare ale unor personalități marcante care au influențat atât învățământul, medicina, știința și tehnica, cât și arta și literatura din România. Aceste documente sunt în primul rând diplome, certificate de absolvire, carnete de elev, registre de prezență, teste, planuri de lecții sau programe școlare. Odată expuse aceste obiecte, publicul vizitator își va completa cunoștințele despre o serie de personalități mușcelene sau va pătrunde în lumea copilăriei, adolescenței și maturității prin intermediul înscrisurilor prezentate. În luna decembrie, la Muzeul de Istorie, avem expoziția Documente școlare din colecțiile Muzeului Municipal Câmpul Lung. Aceasta conține o serie de documente precum carnete de elev și de student, planuri de lecții, fișe de înscriere, programe școlare, dar teste psihologice, dar și un mare număr de diplome de absolvire, atât a cursului primar sau secundar, liceal, dar și a universităților. Ce personalități marcante aveți aici în această expoziție? Da, în primul rând am pus accentul pe documentul școlar în sine, mai puțin pe persoana căruia i-a aparținut, dar cum o să observați în spatele meu, avem niște diplome ale unor personalități câmpulungene, cum ar fi preoți cunoscuți în Mușcel și poate chiar la nivel național. Ca și exemple, îl avem pe Constantin Baraschi, îl avem pe doctorul Eugen Proca, profesorul Haralamb Păslaru, soția doctorului Popa, Constanța, doctoriță la rândul dumneaei Constanța Popa și alții. Pentru mai multe informații vă așteptăm în sediul nostru din strada Negru Vodă, numărul 119, de luni până duminică, între orele 9:17. Pentru toți vizitatorii sunt prevăzute măsuri de protecție sporite. Acum, când școala se desfășoară în mediul virtual, pentru elevi, expoziția din această lună este un prilej de a cunoaște o părticică din viața marilor personalități pe care le-a dat Mușcelul.